Maia Sandu îl sfidează pe Vladimir Putin. Președintele a promulgat legea care interzice difuzarea emisiunilor de știri din Rusia în Republica Moldova. Actul normativ promulgat de Maia Sandu prevede interzicerea știrilor și emisiunilor analitice din țările care nu au ratificat Convenția privind televiziunea transfrontalieră. Președinta Republicii Moldova a promulgat duminică legea securității informaționale, prin care va fi interzisă difuzarea emisiunilor de știri și analize politice din Rusia, inclusiv după expirarea stării de urgență instituite în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit șefei Consiliului Audiovizualului din Republica Moldova, Liliana Șasețu, săptămâna viitoare legea ar urma să intre în vigoare, iar propaganda va fi sancționată mult mai dur. Astfel, instituțiile media care dezinformează vor fi sancționate gradual, de la aplicarea amenzilor până la retragerea dreptului de a difuza publicitate, scrie portalul IPN. Aceste știri și emisiuni sunt în prezent interzise în urma instituirii stării de urgență, dar noul act normativ va permite menținerea interdicției și după expirarea acesteia, scrie Agerpress. Legea Securității Informaționale, descrisă de opoziția din Republica Moldova drept o instituire a cenzurii, prevede că 50% din conținuturile difuzate la posturile TV trebuie să provină din statele UE, SUA și din cele care au ratificat Convenția privind televiziunea transfrontalieră.